face o prezentare, o prezentare mai mare, cel care vorbește este, cel care vorbește este prezentat. Asta ajută cu două lucruri. Unul la mână. Cel care este prezentat nu trebuie să vorbească despre el. Se poate concentra pe ce are de spus în continuare. Și doi la mână, orice spune respectiv poate fi considerat alaudă. La vorbitul în public este foarte important captivarea atenției din primele minute. Mai degrabă ai spune primele 30 secunde. Unii tind să zică până la 7 secunde din momentul în care se începe prezentarea, cât ar ține să desfaci un nou. Atât de repede trebuie să captezi atenția celor cu care vorbești. Este foarte important să faci o impresie bună încă de la început, pentru că absolut tot ce faci este privit în continuare din prisma acelui lucru. Dacă tu lași o impresie de om competent și încrezător, absolut tot ce vei face apoi, și o gafă și o greșeală, va fi interpretat ca o mică scăpare, cel mult. S-a făcut un experiment în care s-a pus pe un ecran o poză cu un om fără expresie pe față. Era o poză, nu era video, nu era mișcare, nimic de genul acesta. Acel om, apoi, a fost urmat de o poză cu un copil mort. Cei din sală au spus că omul, când s-a pus din nou poza cu omul pe ecran, omul arăta sentimente de tristețe, ce sigur nu avea cum să se întâmple, pentru că era exact aceeași poză. Apoi s-a pus o poză cu o femeie la șivă. Cei din sală apoi au spus că poza arăta excitare. Era aceeași poză, nu avea cum. Și în ultimul rând s-a pus o poză cu o farfurie plină mâncare. Cei din sală au spus apoi că poza arăta cel din poză arăta sentimente de foame. Ce dovedește cât de important este ca noi să ne dăm seama că suntem influențați de sentimentele noastre asupra vorbitorului, asupra situației, asupra contextului. Am dat un exemplu cu puțin mai mult umor, cât de mult ne influențează pe noi starea noastră și percepția asupra mediului înconjurător. Karzinski a spus că noi nu vedem lume, noi vedem reprezentația noastră asupra lumii. Este foarte important, bine, Woody Allen e un comic extraordinar, îmi pare rău că l-am pus în postura asta, dar este foarte important să realizăm că din cauza posturii, din cauza atitudinii, din cauza cum arată, noi interpretăm poate greșit ce face el. Woody Allen a spus, asta e important pentru noi, Woody Allen a spus că el până la ultimul spectacol de stand-up care l-a făcut avea emoții atât de puternice încât mai avea puțin să vomit. Ce e important pentru noi să ținem minte este că putem să trecem peste emoțiile astea, să ajungem până și la măreția lui. Mai este un aspect și anume că putem să alegem între a fi plăcuți și a fi respectați la început. Putem să încercăm să deschidem, îmi pare rău, sper că nu vă deranjez, ca să nu, cumva, să nu deranjăm publicul, să nu fim prea agresivi pentru unii care nu sunt atât de încrezători, poate să fie deranjat. Și putem să începem așa, mai ascuză, ce nu e bine. Pentru că dacă începe așa, după aia nu se mai poți să impui niciodată respect. Nu trebuie să impui respect în sensul să domini publicul, ci în sensul să arăți că știi ce faci. Poți să pornești de la a fi autoritar și încrezător, cuvântul cel mai bun e încrezător, poți să pornești de la a fi încrezător, și după aia să te faci, să arăți că ai latură umană, plăcută publicului. Trebuie să ai un mesaj foarte scurt și concis. O să dai mai multe mesaje. De exemplu, să vorbim despre reciclare. Este bună pentru mediu, e bună economic și așa mai departe. Dai mai multe idei, dar mesajul propriu-zis, adică ce cer de la public să facă, să nu fie ceva multiplu, să fie o singură acțiune. La asta mă refer eu prin mesaj. Slide-urile trebuie să aibă până la 7 rânduri și pe fiecare rând cel mult 7 cuvinte. Cum eu clar n-am făcut, o să vă arăt un slide din prima mea prezentare. Aici s-a depășit cu mult, am făcut și greșeală să dau notă de subsol, având senzația că dau oarecum o prestanță prezentării mele. L-am încărcat deosebit de mult și nu a trebuit. Deși am subliniat cuvintele și le-am bolduit, cele care mi s-au părut importante și anume, m-am gândit că dacă uit despre ce trebuie să vorbesc, o să-mi sară imediat în ochi. Și așa s-a și întâmplat, având atunci puțin emoția asta m-a ajutat. Următorul slide a fost puțin mai bun, dar totuși nu trebuie înșiruit așa. Dacă țin o minte, bine, dacă nu, nu. Și apoi m-am uit să le fac așa. Dau o imagine, distrage, nu distrage puțin atenția, captivează puțin atenția, pentru că publicul se poate plictisi foarte repede. Și așa mai departe, până am ajuns, era vorba despre bugetul de apărare, cel mai mare buget de apărare din lume. Aici a fost un lucru bun, că m-am gândit să spun că primele 9, nu, de la 10 la 2 inclusiv bugete de apărare, cumulate, nu fac cât locul întâi. Statul Unit are 661 de miliarde de buget de apărare anual, iar celelalte 9 locuri din top 10 împreună nu fac cât Statele Unite. Asta este o mică informație care atrage atenția publicului mult mai mult decât ce am arătat eu poze pe aici, grafice și să nu mai zic de primul slide. Apoi m-am gândit, mai bine, nu mai pun deloc text și vorbesc eu. Asta este o poză care reprezintă harta lumii, puterea nucleară a fiecărei țări. După cum vedeți, cu albastru
în Statele Unite, puterea nucleară însemnând în ordă făcoasă nucleară înmulțită cu forța fiecărui focos. Apoi Rusia, Anglia, Franța, India și așa mai departe. După cum vedeți, multe părți ale lumii nici nu există. Nu s-a spus la facultate că este bine să dăm elemente intuitive, adică poze și anume grafice. M-am gândit să pun număr de focoase nucleare, Rusia, care vedeți că are undeva la 13.000, urmate de Statele Unite și apoi China, Franța, Marea Britanie, abia apar. Cu roșu sunt posibile focoase nucleare, pentru că unele state n-au confirmat numărul lor. După cum vedeți, Pakistan și Coreea de Nord nici nu se văd. Asta atrage atenția. Apoi am zis să schimb puțin slide-ul, să explic. Scoțând o țară, apare această modificare. Mi-am zis și mai bine. Am gândit că China are un spațiu, o suprafață de 9 miliarde de kilometri pătrați și Israelul are o suprafață doar de 20.000 de kilometri pătrați. Ce e o ușoară discrepanță, considerând că Israelul are 140 de focoase nucleare și China are 200 de focoase. M-am greșit India. India are 200 de focoase nucleare. Apoi m-am uit mai bine de atâta. Deși e o diferență de 150 de ori la suprafața țării, e o diferență în bine pentru Israel la focoase nucleare. Atunci am gândit să fac altceva. La China. China are... de două ori mai multe focoase nucleare. Are 400 de focoase nucleare, deși are o suprafață de 450 de ori mai mare. Dacă vedeți, în partea stângă este un punct roșu. Acela este Israel în comparație cu suprafața Chinei. Acest gen de slide are un impact mult mai mare decât să reproduc eu statistici, să spun numere. Un grafic cu cea mai mare bombă nucleară detonată, cea din dreapta dumneavoastră, este bomba țară a rușilor, 50 de megatone, apoi Bravo și Mike a americanilor. Există niște puncturețe mici acolo, care abia acum arată primele bombe nucleare. Hiroshima și apoi Nagasaki, cea de la Nagasaki. Ei bine, dând înapoi la slide, acum impresionează mai mult din cauza acestui contrast puternic, dar bomba țară a fost redusă la jumătate în intensitate ca să nu se întindă prea mult radioactivitatea în atmosferă și deci puterea ei ar fi putut să fie ceva de genul acesta. Atunci ne dăm seama comparația între ce ar putea să facă o bombă actuală și ce s-a întâmplat la Hiroshima și Nagasaki, de nu se vede pe slide. Am dat acel exemplu și schimb poza pentru că nici pentru mine nu e plăcută. Este foarte important ca omul să înțeleagă, să vadă cât mai aproape, trebuie să-i se pare cât mai real, efectele despre ce vorbim, efectele armei nucleare în cazul acesta. Și atunci am pus niște poze cu oameni care au fost radiați din cauza cancerului medical, au fost radiați medical și tot aveau acele efecte neplăcute, acum e pe față. Ca omul să poată să înțeleagă, dacă dintr-un tratament medical apare asemenea efecte secundare, atunci de la o radiație în urma unei arme nucleare apar mult mai rău. Aici este vorba și am făcut greșeala să las textul, dar am făcut-o intenționat, că atunci când eu am vorbit, unii dintre voi poate au încercat să citească ce scrie pe slide. Nu e bine. Pentru că nu, nici măcar nu scria despre ce vorbesc eu. În anii 50 s-a făcut o campanie în care erau informați oamenii că dacă s-ascund sub mese, atunci ei se vor putea feri de pericolul armelor nucleare. Nu e adevărat, că o armă nucleară e detonată asupra unui oraș, face efecte ceva de genul ăsta. Nu prea te ajută să te ascunzi sub masă. Nu este poza a unei explozii nucleare, efectele unei explozii nucleare, dar așa arată orașul. Asta este când bomba nucleară este dată undeva deasupra orașului, ca să aibă o rază de întindere cât mai mare. Dar atunci când explozia este chiar la nivelul solului, se întâmplă să apară un crater de ăsta. Vai mama lui, micuț acolo, n-ai cum să scapi de el. Dar dacă te ascunzi sub masă, asta este nivelul propagandei care am ajuns-o, la care am ajuns să fim supuși, dacă te ascunzi sub masă, scap. Evident că scap dacă te ascunzi sub masă. Ar fi tot timpul bine să faci o glumă bună în timpul prezentării. Vedeți aici numărul oficialilor mari, președinte, vicepreședinte și așa mai departe, tot nu strică să faci o glumă, le permis să râdă cum a făcut domnul Clinton de să se aplece cu mâinile pe picioare. E bine dacă poți să faci o glumă bună. Howard Thurston a fost un magician care a spus, el este bucuros celor care vin să-i urmărească spectacole, ba chiar le este recunoscător pentru că îi permit să își ducă viața într-un mod plăcut. Eu am făcut greșeala să mă uit că i-a tras atenția la ceva acum și mi-a distras puțin atenția. Nu. Auditoriul o să facă tot timpul ce vrea să facă, dar a fost greșeala mea că m-am uitat și mi-am pierdut firul ideilor. El a spus că este recunoscător publicului și va face tot ce se poate pentru a da publicului o experiență bună. Asta a fost ideea mea când am venit aici să vorbesc. O să fac tot ce pot ca să vă
dau niște informații și să o fac într-un mod cât mai plăcut. Mi-am pus momentul să știu să nu depășesc timpul, pentru că am boala să vorbesc mult. Și este bine să nu vă autocriticați în fața publicului, decât dacă considerați că ați fost prea arogant în momentul ăla sau prea autoritar. La noi la facultate am fost învățați că atunci când nu știm să spunem ceva, să spunem, în momentul acesta nu pot să-ți sufim suficiente informații, vă voi contacta eu după ce mă voi mai informa în domeniu. Eu am venit cu o altă idee. Mai bine caut pe Google și după aia spun. Vă mulțumesc și aștept feedback-ul cu plăcere.